Și vrem să facem un farsă. Dar ce curat ne siepă și de frumos! Cine-i fata asta? Trebuie să stau cu ea. Так, ответственный момент. Ei, salut! Salut! Toți suntem veniți la masca, mă, dacă rebre. Ai făcut-a, făcut-a. Dragii noștri, noi mergem la o zi de naștere, la un prieten de-al nostru. Virați la dreapta. Și vrem să facem o farsă. Vrem să mântărăm toți cu masca pe gură și pe nas. Da? Și să vedem reacția lor. Să zicem că am venit la ziua ta cu masca pe... Ce ne-am ajuns noi? Nu știu. Îmi pare că navigatorul ne-a dus tot în altă parte. Păi, dar pă, așa mi-a spus, am pus coordonatele și acum a cerut el. M-a ajuns ca un fel, dar arată că... Eu cu șeieră unde sunt eu. Așa câteodată navigatoare să te duc sau te duc ori de un drum foarte, foarte găurit sau te duc în altă parte. Jasmina a pregătit omagiatului un cadou. Arată-mă, mic, ce ai făcut acolo pentru nenea Eugen. Uitați-vă ce frumos a făcut un desen aplicație. Iar Meli, ce ai făcut tu? O băiță cu o inimă așa cu a scris. Nu arată băiță, să văd. La mulți ani, Jeca? Da. Dar cine ți-a scris? Ticu te-a ajutat? Da. Dar Ticu, tu ce ai ținut lui Eugen? Eu? Da, ai făcut o aplicație ceva, un desen ceva. Niște bancnote. Că nu știam ce să-i cadunăm și ne-am gândit să-i dăm niște bani. Am ieșit înapoi pe drum normal. Să avem 5 minute de la destinație. Așa, suntem acum în satul Dorotskaya, da? Da. Pe ce drum noi am nimerit? Într-o parte dreapta e vale, în stânga tot e vale abrupt. Așa. Așa jertfă facem noi ca să mergem la ziua de naștere, ca să mâncăm frigărui. Da, da, da. Totul pentru tine, dragă Eugen. E foarte frumos aici. Dar nu știu cum să coborăm așa în vale, trebuie să fie vreun drum ceva, da? Da, cred. Bun, dacă puteți voi imaginați, iată drumul și dreapta și stânga sunt, mai ales în stânga, e abrupt. În dreapta e vale mare, în camera nu știu dacă se transmite, dar nu ar fi frumos nici încolo, stirosor încolo, deloc n-ar fi plăcut. Da, da, am ajuns, măștile pe față. Așa, Melisica. Ține. O, și-am călbăit mașina. Vine încoace. Praf, uite, plină de praf mașina. Vine să vine? Vine încoace, suntem cadou. Haide. Pune masca pe gură, pe gură, pe gură. Hai, Melisa, hai, Melisa. Noroc, bra... Așa sau așa? Cum? Da, ladă, mă, acolo e prikolul, da, așa. Și cu prikolul ăsta, noi suntem la природă. Noroc. Спасибо. О, что это такое там? Это такие волшебные. Оно вкусное, то я проголодался. Симонек, ты симонек. Три. Ламултян Жека. О, дечень. Айде. Аша. Гатами, сгади, сгади. Aici este foarte, foarte mult nisip, așa că să nu ne plem încălțămintea cu nisip. Ducem încălțămintea mașină, Nicule. Da. Aici îți pregătește masa. Da, copii. Wow, ce plajă plină cu nisip! Ai, acolo e crin, dar aici nu sunt așa și e călduț. Călduț, ce fain, ce e curat aici, tu vezi? Da. Mami, parcă suntem la mare. Da, haideam să vedem. Hai să vedem apa, asta e râul Nistru, da? Ziceam că e călduț. Dar ce-i curat nisipul, ce-i de frumos. Eu nu știam că așa plaje sunt. Da. Aș vrea să mă culc. Este culci. Acum vreau să te schimbi costum de baie, dacă ceva este scalți, bine? Da. A, dar ce de liniște aici. Foarte frumos. Cum e apa? E bun. Wow, și super! E mai caldă decât în piscina mamei, știi? Da. Așa? Și curată, iar de-asta și curată apa. Sigur, de sub, e un nisip cu, cu nămul, da? Sau un nisip, da? Da, dacă nu era nisip, dacă nu era nisip și era pietre, era cum în Turcia. Uite ce priveliște frumoasă! Da, mai mult și cu curată. Dar noi îmbrăcăm în costum de baie și ne scăldăm.
Da, haide. Poți și construim ceva în castel. Da, dar cineva deja a început să facă. Ia încearcă apa. Nu e rece, e călduță, mame. Tu simți că e rece? Văd că aici oamenii vin cu corturile. Se odihnesc. Locul e foarte frumos. Ce e, Jasmina? Ai intrat în apă? Apa se vine așa verzuie de la... la nisipul sau acolo, probabil sunt niște alge ceva, da? Verdituri ceva. Eu mai dup nu intru, a, deja mi-am udat deja pantalonii. Pești, pești, da, trebuie să fie, dar meduze, nu cred, meduze mai mult în apă sărată. Da? Da, apa se mișcă încolo, vezi? Încolo, apa se mișcă. Și aici este nisip. Și putem să facem la mar un castel. Poți face o mică roată aici? Roata pe nisip poți face? Poate, da. Hai să o îngropăm pe Jasmina cu nisip, o îngropăm? Da. Aici este mult, mult nisip. Mirisa, hai să o îngropăm pe Jasmina cu nisip, o acoperim? Hai mă de picioarele. Apoi să fiu monstru de nisip. Oba, așa de mult nisip. Cine-i fata asta cu costum murdar plin de nisip? Pui mai bine în... în râu, fucuța, puși să se scaldă. Și miele vrea îngropată nisip. Hai pe cerușile, bine? Mai nu te mișca, bine? Așa. Gata, unii-s picioarele Melisei? Îmi plecat. Jasmina este sirena, da? Da. Hai, dragă sirene, spală-te că ești foarte murdară. O, pe puțin, rici. Eu am la mală să stau aici. Ce fac comorile mele aici, a? După muncă rică bună? Da, trebuie o leacă de odihnire. Da, mai avem încă tort mai întârziu și încă harbuz avem. Oooo, Melisa, îți place tortul? Da, Melisa, și harbuz îți place? Da. Super. Hai să ne scaldeam. Hai să ne scaldeam. Da, priveliștea ce frumoasă e! Da. Așa-i? Da, locul e foarte frumos. Cum crezi ce adâncimea este aici? Ai putea traversa râul? Deci cam îngrijoresc, știi? Adică am avut 4 experiențe negative. Neplăcute, da? Da, că era să mă neg de 4 ori, gata. Și așa. Mai ales când nu-i văd fundul. Uh-huh. Deși eu să ne jucăm puțin pe mal. Trebuie să stau cu ea. Așa ca un bătic grijuliu. Da. Ai grijă, chiar dacă este în costum, aici este râu, apa este purgătoare, așa că... Sigur, de asta stau aici, m-aș îngrijora dacă mă știu. Ce mare, da. Ăsta, ce mare. Câte kilograme are? A, de aia asta? Cinjal. E? E cinjal, da. 15 kilograme. E da. La tăielășchi budem stavi, da?
Так, ответственный момент. Я в шоке! Это Макс Про 11! Откуда вы? Еще один, что ли? Еще один! Это Макс Про 11! Шокопоно-поно-поно! Шокошоно! Продам, открывайся! Yes!